Până joi, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. În intervalul menționat, în zona montană, vântul va avea intensificări cu viteze de 60-80 de km pe oră. Totodată, începând cu ora 10, pentru județul nostru a fost emisă o informare meteorologică ce vizează ploi în general moderat cantitativ, valabilă până mâine la ora 23. În zonele de deal și de munte sunt prognozate averse și posibile descărcări electrice. Până mâine, 2 septembrie, la ora 10, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să rămână în spații închise care le asigură protecția. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.